Bine ați venit, dragi doamne și domni, care aveți soarele, luna sau ascendentul în zodia Capricorn, la etalarea pentru perioada 15-21 aprilie 2024. Dragii mei, vă doresc în primul rând o săptămână reușită, cu sănătate și tot ce este mai frumos. Bineînțeles că vom interpreta, atât prin intuiția mea, cât și intuiția dumneavoastră, ce mesaje au cărțile Oracol, Tarot. Poate că veți putea, nu știu, primi aceste predispoziții și ele vor reprezenta un fel de ecou la întrebările pe care probabil că dumneavoastră le aveți în legătură cu anumite demersuri. Aprind o lumânare, știți că procedez așa de obicei, pentru sănătatea dumneavoastră și a celor dragi dumneavoastră, dar și pentru vindecări, pentru împăcări, pentru găsirea de soluții și rezolvarea de dificultăți de orice fel. M-aș bucura, da, să vă vedeți realizate în această săptămână cam tot ce, da, toate punctele de pe lista dumneavoastră. Începem cu mesaje generale și apoi mergem către particular, către fiecare zi în parte. Primul pachet, Tarot Energy, vă trimite această foarte frumoasă carte, Ușa către spiritualitate. Sunt anumite coincidențe care se petrec și vă pot oferi niște revelații sau vă pot trimite un fel de răspuns, da, la rugăciunile dumneavoastră. Ușa către spiritualitate reprezintă deschiderea voastră de a vedea lumea exact așa cum este ea, în numărul 32. Numărul 32 poate reprezenta o vârstă, la fel și 23. Sau vorbim de un interval orar între 2 și 3, de ora 5 sau ora 6, în care, ca o sincronicitate, da, ce se întâmplă vine să vă ajute, să spun, poate să fie ceva, un suport divin sau să vă dați seama, da, să obțineți niște răspunsuri asupra celor nevăzute, dragii mei. Hai să vedem al doilea pachet de oracol, cu ce mesaj vine spre dumneavoastră. Și vorbim de ordine, ordinea gândurilor, ordinea lucrurilor, o disciplină în viața voastră este foarte bine aspectată. Cartea aceasta are numărul 6, da, există lucruri, există diverse lucruri pe care voi să le faceți, există răbdarea și există etapele pe care dumneavoastră probabil că urmează să le adoptați unul câte unul, una câte una, dacă vorbeam de etape. Să vedem al treilea mesaj pentru dragile doamne și dragii domni în Capricorn. Iată, spune să folosiți resursele conștient pentru ca voi să puteți întreține abundența. Da, cred că binele pe care voi vreți să-l faceți pentru voi înșivă este de asemenea util și pentru cei din jurul vostru. De asemenea, dacă vorbim de resurse, vă veți baza exclusiv pe ceea ce aveți voi și mai puțin pe resursele celorlalți. Nu știu, să mă refer la, de exemplu, resursele naturale care sunt lăsate practic de divinitate, de univers, de viață. Dar pe acelea le veți folosi cu măsură, așa spune cartea, și este mai degrabă un sfat, dragii mei, și sper să țineți cont, da, să folosiți resursele conștient ca să puteți întreține o abundență. Să continuăm acum cu o mantră. Da, este o expresie care vă poate încuraja, vă poate inspira în această săptămână. Nu sunt nici prea puțin, nici prea mult și nu trebuie să-i dovedesc nimic nimănui. Foarte, foarte frumoasă este această carte, care asigură în primul rând o încredere în dumneavoastră, da? Aveți, normal, aveți calități, aveți poate și aspecte cu care încă nu sunteți foarte mulțumiți, dar e important, da, să vă simțiți bine în pielea voastră, să fiți voi înșivă și, așa cum spune și cartea aceasta, dar nimeni nu este perfect, nu suntem nici prea mult, nici prea puțin. Și, practic, voi știți ce reprezentați, nu vă definește părerea oamenilor în general. Continuăm cu aceste cărți obișnuite.
să vedem, da, alegem și 7 lamele pentru a vedea evenimentele, oamenii cu care interacționați. Sunt predispoziții, dragii mei, cu care puteți rezona sau nu. Hai să extragem cele 7 cărți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și ce, despre ce vorbesc acestea? Despre o invitație la ceas de seară, despre o seară, da, după asfințit, o perioadă după asfințit, în care, iată, veți simți o pasiune foarte mare sau veți avea o bucurie mică. Iată cine vine, o doamnă sau un domn, da, din Capricorn ar putea să fiți voi, sau partenere, parteneri din Taur, Fecioară, Capricorn, sau doamne, domni cu păr șaten și ochii căprui. Și vorbim de dragoste aici, vorbim de pasiune pentru zodia Capricorn. Și văd și sufletul pereche, pentru că, iată, perechile deja formate, da, am gândul doamnei și bărbatul, Taur, Fecioară, Capricorn, da, sufletele pereche ale capricornilor cu aceste semne de pământ, ori cu doamnele domnii șateni, cu ochii căprui, sunt bine aspectate. Fie că veți cunoaște această persoană sau urmează să o cunoașteți, da? Mai văd aici și un bărbat, fie brunet cu ochii negri sau căprui, sau un bărbat din berbecleu săgetător, care vine cu bucurie în casa dumneavoastră. Foarte, foarte frumoasă este aspectată, da, această situație, și sper ca lucrurile să meargă bine în cazul dumneavoastră. Să continuăm cu planul amoros, să vedem în relațiile respective care sunt aspectele, da, cum sunt aspectate aceste zile ale săptămânii 15-21 aprilie 2024. Energia voastră, dragi capricorni, este de a cere și a primi ajutor de la prieteni. Probabil că pentru dumneavoastră este importantă această energie, da? Prietenii comuni sau prin prieteni să reușiți să ajungeți la persoana dragă vouă. Apoi, energia persoanei la care voi vă gândiți, iată, are în minte aceste conversații de la inimă la inimă, pentru că consideră el sau ea că aceste discuții oneste despre sentimentele voastre vor aduce mai mult, cum să spun, mai multă dragoste. Da, foarte, foarte bine aspectate sunt persoanele din zodia Capricorn, iar alchimia relației voastre spune că merită să așteptați, că timpul divin lucrează în viața voastră amoroasă. Așadar, nu ezitați, dragii mei, să aveți încredere că este în interesul vostru, da, și timpul care trece. Din partea tarotului iubirii, dragi capricorni, avem căsătoria, fie că sunteți deja căsătoriți și atmosfera este una armonioasă, îmbietoare, fie că vor fi cereri în căsătorie pentru o parte dintre voi, sau pur și simplu aveți această deschidere de a vorbi despre o relație de lungă durată cu cineva care ar putea duce la, chiar la o căsătorie. Și am ajuns, iată, și la energiile zilelor, săptămânii, să vedem tarotul ce ne spune. În primul rând, da, vorbim de ziua de luni, 15 aprilie, cu norocul. Norocul, poate și o persoană din săgetător, se îndreaptă niște lucruri, sunt în favoarea voastră. Noi când suntem sus, când jos și iarăși sus. Da, veți fi sus, veți vedea că destinul își spune cuvântul, dar într-un sens pozitiv. Marți, 10 de monede arată o zi foarte prosperă, cu bani care vin de la Taur, Fecioare, Capricorn. Interesul vostru pentru o familie fericită și lipsită de griji. Această bucurie pe care am văzut-o și prosperitate se manifestă în cuplu, în familia voastră, da, sau la locul de muncă, într-un grup de oameni, oricum. Apoi, miercuri, am zecele de bâte. Voi sunteți deja extenuați de toate îndatoririle, posibil chiar să aveți succes în finalizarea unor proiecte,
Dar cartea spune să înveți să delegi, să înveți să pui oamenii să se ocupe de propriile responsabilități, da, să aveți ambiție, să aveți determinare. S-ar putea o persoană din Berbecleu, săgetător, să vă ajute în acest demers. Ziua de joi vine, iată, cu o bucurie, cu o bucurie, o sărbătorire. O persoană din Rac, Scorpion, Pești, atenție la relații trio în ziua de joi, dar aveți motiv să sărbătoriți, e de bine, dragii mei. Am ajuns la ziua de vineri și aveți grijă, fie că nu este o lipsă, nu, de fapt este lipsa unei aprecieri, a unei iubiri, e o lipsă de sănătate, este o lipsă de bani, poate că ați vrea mai mulți bani, dar veți traversa această perioadă dificilă, sper cât mai rapid. Aici este și o persoană din Taur Fecioară Capricorn alături de voi, da? Veți lua tratament sau pur și simplu veți avea multă încredere, da? Hai să vedem acum weekendul ce va aduce, dragi doamne și domn din Capricorn. Regele de spade de sâmbătă arată multă seriozitate, experiență de viață, mergeți la o instituție de stat sau particulară. Aici văd și un bărbat, posibil din gemeni în balanță, vărsător, sau e autoritatea dumneavoastră, fie că sunteți domni, da, și sunteți mai reci în relații, atenție la despărțiri, să fiți diplomați totuși, chiar dacă vreți să faceți ceea ce este corect. Și iată din nou această carte. Eu am amestecat cărțile. Duminică, ca și vineri, aveți o stare de tristețe, o stare de lipsă, da? Fie că nu primiți iubirea pe care v-ați dori-o, fie că nu vă simțiți foarte bine fizic, sau e o chestiune materială care vă preocupă, da? Și totuși, important e să aveți încredere. În primul rând că nu sunteți singuri, văd aici un prieten sau un partener care, parteneră care vă ajută în aceste demersuri. Și sper, dragii mei, să fiți voi, cum să zic, să găsiți mereu resursele de bucurie, să trăiți această bucurie a ceea ce aveți, nu neapărat ignorând, acceptând faptul că uneori nu există, să spun, o situație în care pe toate planurile lucrurile să meargă bine. Eu vă pup și vă îmbrățișez cu mare drag, vă doresc o săptămână minunată. Și să aveți grijă de voi. Toate cele bune. Vă mulțumesc mult că faceți parte din comunitatea Agapia Tarot. La revedere! Pa, pa!